Astăzi, Antonia Trușca a făcut un pas hotărât spre transformarea Comunei Husnicioara, plină de determinare și cu dorința de a face o schimbare în comuna în care s-au născut părinții ei și unde locuiește alături de aceștia. Antonia și-a depus astăzi candidatura pentru funcția de primar. Alături de o echipă puternică formată din oameni cu experiență și dornici de schimbare, Antonia Trușca își propune să aducă un suflu nou în comuna în care totul a stagnat în ultimii ani. Husnicioara este o comună cu potențial mare, dar care se zbate de ani de zile într-o mare de dificultăți. Aceste lucruri sunt bine cunoscute de către locuitorii, dar și de fiii satelor. Om al locului, Antonia Trușca, a așteptat, la fel ca toți localnicii, dezvoltarea zonei, doar că aici nimic nu s-a schimbat în ultimii ani. Acum, tânără și ambițioasă, Antonia spune că este determinată și motivată să transpună modelul de succes al tatălui său, primarul comunei Șimian, și în Husnicioara. Cu emoție și încredere mi-am depus astăzi candidatura pentru funcția de primar al Comunei Husnicioara. Alături mi-a fost echipa care sunt convinsă că îmi va fi alături pentru următorii 4 ani și alături de care vom duce la bun sfârșit proiectele pe care ni le-am propus. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine încă de la început în demersul acestui proiect și sunt convinsă că toți împreună vom reuși să aducem o altă față a Comunei Husnicioara. Husnicioara merită o schimbare, iar schimbarea începe chiar acum prin noi înșine. Antonia locuiește alături de familia sa în satul Marmanu, din comuna copilăriei bunicilor și a părinților ei. Constantin Trușca, cel mai performant primar din Mehedinți, a privit și el neputincios cum Husnicioara pierde trenul dezvoltării. Știe foarte bine misiunea dificilă la care s-a înhămat fiica sa, dar îi este alături pe acest drum. Și-a asumat o candidatură foarte grea într-o comună în care nu s-a făcut aproape nimic. Este o provocare pentru ea, dar sunt convins că într-o perioadă relativ scurtă, comuna Husnicioara nu va mai fi una dintre cele mai subdezvoltate comune din județul Mehedinți. În viziunea dumneavoastră, de ce are cea mai mare nevoie comuna Husnicioara la acest moment? De multe, de toate. În primul rând, de infrastructură. Infrastructura lasă de dorit în 30 ceva de ani de la Revoluție încoace, nu s-au asfaltat decât 3-4 kilometri, sunt sate izolate, de grădinițe moderne, de apă potabilă, de spații verzi, de canalizare, de apă și canal. Antonia Trușca nu este singură în competiția electorală pentru Comuna Copilăriei. Are alături oameni la fel de implicați și determinați să schimbe lucrurile. O susținem și e un candidat cu perspectivă și să realizăm ce n-au putut face alții în atâția ani de zile. Are nevoie Husnicioara de un suflu nou? Da, bineînțeles. Suntem foarte încrezători între această domnișoară că va fi ajutată atât de ce cunoaște dânsa, cât și de tatăl ei pentru a aduce cât mai multe realizări în această comună. Nu să stăm cum am stat până acum în oroaie, ci din tot sufletul și cu tot ce cunoști știu. Absolut o voi susține. Sunt director al școlii gimnaziale Husnicioara din 2008 și mă bucur să fiu alături de să particip la acest eveniment, să fiu alături de Antonia Trușca, care și-a depus candidatura pentru primăria, pentru comuna Husnicioara și pentru primăria noastră. Îi doresc să aibă succes, suntem alături de ea și eu cred că se va realiza totuși tot ce trebuie în această comună pentru acești oameni frumoși și care abia așteaptă să vadă foarte multe schimbări. Din câte știu eu, Husnicioara este mult în urma altor comune. Infrastructura lasă de dorit, condițiile minime de trai, a alimentări cu apă, la fel. Sunt convins că Antonia, prin tinerețea ei, prin amplombul ei, prin dăruire și dorință, va schimba în bine viața comunității. Eu o să o sprijin, cu siguranță, la fel ca și tatăl ei, după ce va obține votul cetățenilor din octombrie, când va fi validată undeva la sfârșitul septembrie, să apuce de treabă, că are mult de lucru și mă bazez că fiind femeie, mult mai destoinică, mult mai organizată și va câștiga multe proiecte. Antonia Trușca va candida la alegerile din 9 iunie pe lista Partidului Național Liberal.